Parcul de Marmura este una dintre problemele moștenite de la fosta conducere a primăriei Zalău. După Revoluție, parcul a început să se deterioreze și nu exista până acum o reabilitare serioasă, iar banii s-au cheltuit, de exemplu, pe o toaletă de 2 miliarde de lei vechi, în loc să se facă reparații. Acum, cetățenii orașului așteaptă de la actualul primar să reabiliteze serios parcul de Marmură, care s-a transformat în rușinea din centrul orașului.